Nu știam de ce a fost ideea, dar ia întoarce-te înapoi, capitane, da? Și iau de la capăt și să nu ardă niciun pod și nu, da. Da, asta e super tare. Ca să... Ca să se întâmple lucrurile mai repede sau să se întâmple așa cum vrei sau... Cum vrei, nu mai știi, ok? Da, ca să, să zicem, să transform, să transform un pământ întreg în altceva, așa. Întreabă-te, întreabă-ți amintirile, întreabă-ți pământul din tine când s-a proiectat, cum a lucrat, tu ai amintirile tale, să înțelegi niște lucruri, să... Dar concret, cum s-a lucrat în... Cum s-a construit, uite așa, că cum ar fi piramidele, cum s-au dat, că cine era să care les pe zilele alea grele, nu știu cât, care pe atunci, să zicem, era cu frânghie, le ridicau, urcau și câte secole trebuiau să treacă, în câte secole s-a făcut, știi? Ca și timp. Și atunci, imediat ți-a venit răspunsul, energia, cum a fost susținut pământul? De multă lume. Când se sare din sistem, că toți din sistem să sărim ca să se transforme sistemul, să se schimbe lucrurile, da? Să sărim cu toții. Trebuie să sărim într-o lume unde într-o clipă s-a întâmplat tot, un fel de ego te mai ține pe plutire să fii cine ești și să ajuți lumea și să explici cum merge treaba. Lăsăm asta la o parte acum. Și sărim toți într-o lume unde, da, în scenariul ăla, unde toată lumea a rezolvat odată săritura cuantică, odată, totul s-a întâmplat odată, adică descos timeline-urile, într-un scenariu unde timeline-urile nu sunt, un fel de nu se numără așa săritura cuantică și în timeline-uri, știi? Adică ar fi ceasul, timeline-urile. Am înțeles. E cadranul cercului în care se tot învârte în jurul cozii și numerotează ca un ceas de demult, ceasul florilor de afară. Știi cum e făcut din flori și cum cade umbra și cum la chestiile astea. Atunci trebuie să susții savanții. Sertura cuantică și... pe primii pe care îi susții, nu actorii, cum ziceam eu, da, sau mâncarea, sau astea sunt cele mai... Nu, ca să se întâmple lucrurile odată și să se transforme, mergem pe să ajutăm să susții savanții. Știi că ei ăștia se trezesc și zi și noapte, cum ești tu acum? Analizezi, așa ei se trezesc și cu asta adorm, cu asta mor, cu asta se... se nasc, da? Uită să mănânce. Acum, tu de fapt asta ai înțeles cum e. Ce grea e viața de savant care descoperă și lămurește tot, 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 din fir a păr. Știi? Găsește soluții. Înseamnă că sărim acolo unde toată lumea, primul lucru, ce face, nu se gândește la chelea sa, ce susține savanții. Și energetic vizualizează cum susții savanții știrile despre s-a făcut aia, s-a rezolvat aia, s-a găsit nu știu ce, s-a descoperit asta, s-a descoperit asta. Cu ce mă ajută, zici tu, că s-a descoperit? Nu mă interesează. Proiectele voastre, istoria voastră, idei nu am. Prima dată aud despre așa ceva, dar lasă-i să se joace savanții ca să găsească, susține știrile, explora de exploatare, nu exploatare, explorare a vitezii proiecției, ok, în direcția asta, da? Susții și atunci se susține și financiar și latura asta, pentru că energia se duce numai tu să susții ce e a tău și restul ca acum, să susții ceva concret, mâncarea sau somnul sau hai să construim, să nu știu ce, gata, da? Nu mai susții așa, fiecare se salvează care cum poate. Aici era pe cont propriu, da, da, da.
și susținem savanții. De aia ai sărit imediat, nu știu de ce, la NASA. La, ai început să scrii scrisori, adu-ți aminte, nebunul, ai început nebunul, ai început să scrii scrisori către NASA referitor la nu știu ce și nu știu cum. Terminăm cu prostiile, da? Energia mea se duce pe prostiile voastre, nici nu știți să gândiți, nici nu știți, dar lasă-le, dă-le, să-i dăm cezarului ceea cezarului, da? Ok, acolo, ne distrăm.